S-au luat la bătaie în mijlocul unui bulevard aglomerat din cauza unui incident în trafic. Un grup de tineri cu vârste cuprinse între 21 și 29 de ani și-au împărțit pumni și picioare după ce unul dintre ei a provocat un accident minor. Poliția a dat 18 amenzi, iar potrivit presei locale, în urma testelor, a reieșit că unul dintre agresori era drogat. Stai că nu se mai potolesc, e. Incidentul din imagine a avut loc pe bulevardul Nicolae Bălcescu din Pitești, după ce o mașină aparținând unuia dintre ei a fost avariată, astfel că tinerii s-au dat jos din mașini și s-au luat la bătaie ca o soluție la rezolvarea problemeilor. Nu la fel a gândit și poliția, care a intervenit de urgență, anunțată fiind de un participant la trafic. Astfel că organele de control au aplanat conflictul și i-au identificat pe bătăuși. Mai apoi au transmis printr-un comunicat de presă că toți cei implicați în scandal vor fi amendați pentru încălcarea normelor de conviețuire socială. Potrivit presei locale, unul dintre agresori ar fi fost testat pozitiv pentru consum de substanțe ilegale.